Salutare toată lumea și bine m-a regăsit la un episod de pe serverul Blue Bucket, băi, băieților, băi, și am dat și eu de permisul de arme, cred că așa se numește, dar era permisul de arme, acum putem deține și arme, da, glumeam, deci acum o să deținem și arme, așa că în episodul acesta vă merge să ne alegem armele cu care vom juca. O să merg eu pentru că am aici un loc unde se spawnează mașini, sper să fie mașinile disponibile. Disponibilie, așa, și vedem ce o să facem, ne cumpărăm arme și nu e nicio mașină disponibile, așa că, da, cred că trebuie să dăm call taxi, dar nu vreau să-mi... Oh, uite, ce v-am zis, s-a distrus o mașină, așa că o avem aici, deci unde vreau să mergem acum e să ne cumpărăm o armă, nu cred că mi-arată pe mapă. Da, nu arată pe mapă, așa că va fi o mică excursie. Am și eu 10 caca, cum se zice așa, 10 caca în bancă, deci avem de unde să cumpărăm armei cu tromboneta. What the fuck, cum sunat asta, așa. Aici avem și o bancă lângă noi, dar unde este dealership sau cum se numește acolo, nu știu. Ala de unde se cumpere arme, nu știu unde este exact. Stați să dau și o sonor un picuț mai încet, că nu o să mă aud deloc pe filmare. Deci stați așa să ne orientăm unde este, nu văd nimic pe mapă deocamdată. Și ar trebui să văd, dar nu văd, asta e foarte grav. Uai, de capul meu, ce dracu! Eu mă uitam pe mapă să văd și îi se spawnează la asta, remorca aici. Uite-l mă acolo, știam eu că e prin zona asta pe undeva. Da, deci o să mergem să ne cumpărăm arme și am geamul deschis și sper să nu se audă foarte nasol. Da, am ajuns la arme. Fii 5000, deci nu-i foarte mult. Așa, salut băiețaș, de unde putem? Slash by gun, wow. Așa, baseball bat de ser deagle, aș vrea. Câte glanțe are? Perfect. Shotgun AK-47 vreau. Hai să vedem aici. 170 glanțe, mai putem cumpăra o dată? Perfect. Și deagle mai vreau încă o dată. Și cam atâta, mă, băiețași, ne-am luat și arme. Acum, pentru că toți ne-am luat arme și s-au dus din bani, o să dăm să-și jobs. O să mergem la farmer, pentru că avem nevoie de mulți bănișori. Da, pentru că nu o să fac dâm, să-mi iau jail. Dar o să băgăm un pic la roburi și la alea. Cred că poți dau slash rob. Da, poți dau slash rob. O să și facem roburi în episoade. Deocamdată, ceea ce vreau să facem acum este să ne ducem la acest punct. Checkpoint, să muncim de vreo două ori. Cred că de două ori e de ajuns. Și după aia ne mai cumpărăm arme, ne cumpărăm un shotgun, un, nu știu, pistol am, AK-am, un shotgun aș vrea. Și vedem ce mai e pe acolo, M4 nu cred că o să pot să-mi iau, o să-mi dea replace cu AK-ul și, na, mai bine AK. Da, și o să-mi iau și licența de zbor, când o să mai fac, când o să fac un caca, o să-mi iau și licența de zbor, așa că da, o să putem zbura cu avionul, să facem chestii cu arme, cu prostii, cu șmecherii. O să fie foarte șmecherii, deci am aici un trick, să nu fure mașina, ne simțiți ăștia. Eu parchez fix aici după pod. Deci da, să nu, niciodată să nu căutați după pod aici, că nu o să găsiți nimic, vă promit. Da, deci parchez aici mașina după pod, filmez la ora 10 și de aia e așa de întuneric. Da, și acum mergem acolo pur și simplu și totul e bine și frumos, nu avem nimic acolo. A, am arme. Ia să vedem. Ia. Ce frumos. Și așa. Am și animații și prostii și ghii ăsta și cutiuțe și prințese și de toate. Glumeam, ce aveți. Vă așa. O să mergem în checkpoint-ul ăla ca să ne dea remove, pentru că n-am chef să-ți văd pe mapă întotdeauna. Da, deci, după cum am zis, acum suntem dotați cu arme cu de toate, pentru că aveam nevoie de level. Deci, ce mă? You have rage. Ce mă? Ce nu mă lasă să dau fur? Bă, nu, stai! Nu vreau să-i fur la asta, bă, eu vreau să mă urc în tractor. Așa! Mă, bun. Hai să vedem. Da? Hai să muncim. Și știți ce vreau să muncesc? Pentru că am dat și licența, care au fost 250k, deoarece am dat și fail la o întrebare și practic trebuie să ai 200k ca să intri. După aia trebuie, în caz de greșeală și întrebare, trebuie să mai dai 50k și am dat 250k, am greșit la o întrebare, așa că da! O să, wow, ce am făcut, băieții. Așa că, da, am avut mici probleme, dar am cheltuit și avem 10k în bancă, dar stăm acum încă bine cu banii, nu suntem în criză, dar nici nu vreau să ajung în criză, așa că, da. Mașina mea sper că e încă acolo, ia să mergem să vedem. Nu cred că a furat-o nimeni. Da, uite acolo.
No, uite, m-am și bușit. Da, deci, un mecanic are voie să îmi ia mașina dacă e parcată pe trotuar? Da, are voie. Bă, așa le ajută. Helper Michael a chiar ajută. Poate să stea un paramedic la jobul de fermă? De ce n-ar putea să stea? Dar nu prea ajută. Nu prea ajută pentru că oricum te duci și poți dai slash it acolo. Hai că e tot atâta ția, gen, na, tot o mie ția și paramedicul și de la burger, tot o mie ția, știți? Acum să nu mai dai fiul ăla, adică fecă, nu știu cum se zice exact, să intri acolo, să dai 4.000, dar nu mă gândesc că nu-i nimeni așa de sărac încât să nu poate să dea 4.000 să intri acolo, deci, da. Hai că terminăm și noi imediat, mergem după aia apoi la ăla de arme, la magazinul de arme, să le cumpărăm și mai vedem. Uite-l, băi, taximetristule! Du-te, pișeți! Dar nu înțeleg, ce fac cu mașinile pe aici? Înțeleg că și-o mai vin cu mașina, dar nu dau în ăștia, frate, care conduc aici. Hai să mergem la mașinuță, pentru că deja se duc secundele. Mai întoarcem pe aici, mai facem fluturaș. Ei, du-te-n pișul meu. Așa, am făcut de toate, ne-a dat și ăsta, perfect! Mihai, fermierul, restaurantele și fast-food-urile au nevoie de făină, poți merge acolo pentru a vinde făina primită. Hai să mergem. Bă, o să încep și o serie cu GTA 5 dacă deja n-am început-o. Nu știu exact când va apărea episodul acesta, că eu îl filmez pe 5. Nu te băga în mine, idiot! Bă, da, idiot ești, bă! Bă, idiot! Bă, da, idiot ești! Bă, ăsta ce face? Trage în mine! Da, ăștia spără, își fac dâmă. Du-te, dre... Uite-te ce fac, bă, nici nu mă uit pune conduc când mă uit la ăștia. Bă, frate, bă, da proști sunt. Bă, da proști. Și mi-au și tot eu mi-au mut în puii mei după ce injur în puii mei. Dar acum, frate, serios, stau liniștit, mă duc să fac job, în fine se bagă în mine în puii mei. Și după aia mai și trage ca prost. Ne ferește, ce oameni, bă. Așa, și nu-i vina serverului, unii zic că e de la server, că sunt mulți copii de noua. Nu-i vina asta, e vina staffului că nu se ocupă de ei. Dacă aș fi staff, frate, ban, la 3 bătături de astea, bătături, doamne, la 3 warn-uri cum ar veni ban, du-te drecu de sclav. Adică, frate, stai, o să parchez aici pentru că tipii aia parca cu ochii după mașini și nu vreau să mi-o fure. Ok, cât mi-o dat? 44.000. Bine, mă. Bine. Suntem acum, uite, deja... A, nu mi-a furat-o. E bine, mă. Suntem pe plus acum, să zicem așa. Ce dracu. Ok. Acum ce vreau să fac este să mă duc să-mi iau altă mașină de acolo. Pentru că acolo spamează două mașini, sau ceva de genul. Una mai șmecheră și una mai de căcat. Eu vreau să iau mai pe aia mai șmecheră, că asta e mai de căcat. Chiar dacă merge ceva, tot e de căcat. Ia s-o spamat aia șmecheră? Nu, e aia șmecheră aici. Dar de ce nu e aia șmecheră aici? Eu vreau pe aia șmecheră. Da. Hai să mergem să ne cumpărăm arme, băieții, pentru că deja suntem dotați cu ce ne trebuia până acum, adică încă 40.000 de dolari. Acum trebuie pur și simplu să mergem să ne luăm arme și o să mă duc să-mi iau și aia de zbor, o să-mi iau și elicopter, o să-mi iau eu fluturaș și o să-mi iau de toate. Deocamdată trebuie să ne ocupăm de ce avem. Ce? Să nu spui că l-am luat. Ce bă, Rosane? Care e faza? Ce? Am crezut că m-a luat pe mine, am crezut că au avut ceva cu mine. Ok. Dar nu vreau să încalc regulile. Bine, decât în afară că mă bușezi toți stâlpii și alea, nu vreau să încalc regulile, gen să nu mă opresc la poliție și prostii de alea. Vreau să fiu legit. Yo. Ok, deci, slash by gun. MP5 vreau, pentru că MP5-ul este forța. Un shotgun vreau, pentru că shotgun-ul este forța. Un set de pistol? Deci avem un shotgun frumos, un... Nu trage mine, da? Așa, un AK, un ăsta... Pistol de ăsta șmecher. Deci stai, Deagle unde-i?
Nu mai avem deagle. Dar cred că mi-o dat gloanțe, nu? Am 382, stai să-ți desesc. 382. 93. Stați. Wait. Vreau glanție, bă! Glanție! Glanție vreau! Stai așa. Așa. Glanție am. Stai așa. Asta am. 400 am. La asta 420, că e puțin așa cum mai am. Așa e. Și ce mai am? Aca? Să mai am? Atât bine, bă, suntem dotați, băieții. Chiar dacă am dat ca dracu de mulți bani, măcar știu că suntem dotați. Mi-a furat cineva mașina? Dă-te, bă, sclavule, ia, dă-te, că asta e a mea. Marș. Sclavul. Așa. Acum am. Vreau să am grijă de arme și mă duc să mai fac câteva joburi acolo. Câteva... What? De ce mi s-a oprit mașina? S-a oprit mașina pentru o secundă, nu știu de ce. No! Ce ai făcut, băiatul? Îmi pare rău, dar ce ai făcut, băiatul? Așa. Băi, stați așa că suntem cam rip cu asta. Așa că va trebui să mergem să luăm altă mașină. Neapărat să luăm altă mașină ca asta. Nu! Nu vreau să fac accident cu mașina de poliție. Mă doare undeva de mașina de poliție. Mie cum bușesc eu mașina și bubui cu ea. Și mi se pare că dacă mor îmi pierd toate armele. Așa că va trebui să nu murim. Orice ar fi, va trebui să nu murim. Că mi le pierd și n-are rost. Am voie să tractez orice mașină, dar ai voie să faci acest lucru. Da. Deci. Ce trebuie să fac eu acum? Să spun și nu mă duc. Bă, știi ceva? Slash jobs. Femur. Da, ok, femur. GG, mergem la jobul femur. Și când ajungem, what? Se bubuiește de tot. Oh, te rog, îmi trage. De ce o tras după mine? Really? Bubuie mașina mai puțin. Și ăștia se bagă în mine și tragă în mine. Oh, oh, no. Uai, cât de aproape. Uai. Da, când ajungem acolo la job, cred că o să închei și eu filmarea. Cred că, nu știu, să închei sau să mai țin. O mai țin, mă, ce? Ce aveți, băieți? Slash, friends. Mihai Florin. Ah, doar el mai e online. Ok. Stați așa un pic. Nu sus pe mașina. E un NRG aici, dar nu cred că o să fie deschis. Vă dați seama că nu o să fie deschis. O să merg să și repar mașinuța, că acum dacă toți am bănuți, dacă tot am bănuți și pentru 42% fuel, merită. Că nu-i chiar puțin. Facem aici un drift. Wow, drift. Am dat fail, mare fail ce am dat. 500 este intrarea, deci eu zic că e bine. Oai, ce s-a întâmplat acolo? Nice, arată frumos. Da. Bine, arată frumos așa, lucioasă și frumoasă. Din nou lucește mașinuța noastră. Da, mai mergem să muncim un pic pentru că am aruncat bani. Am dat așa acolo din degetuțe și am aruncat bănuții. Și asta nu-i bine, nu-i bine să arunci banii. Nu-i bine deloc să arunci banii. Așa că, da, wow. Ce-am sărit pe aici. Aici, normal, trebuie să parchez mașina. Mai un pic în față, mai un pic în... Ia, pornește. Un pic mai în față. Aici e bine să parchezi mașina ca să nu te vadă ea. Că ai parcat-o aici. Da, hai să mergem să mai muncim, fraților, pentru că nu e bine. Am cheltuit ca mulți bănișori. Bănișori, bănut, am bănet. Ia uite-mă ce acum avem arme. Suntem doar cu un pistol, cu un shotgun, cu un MP9, AK și atât. Și atât suntem dotați. Dar e bine, bă. Acum zice și voi că nu e bine. Numai să nu vină un prost să facă DM pe mine. Aș vrea să nu vină un prost să facă DM pe mine să mi le fută pe toate, adică să mor. Uai, dar de ce face mapa așa? Adică mapa, de ce se face așa ecranul? Dar nu-i de la moduri, că modurile scalune. Ok, no bun, hai să vedem. O să fac și off-camera și vă dați seama că am muncit off-camera, mi-a dat și abonatul acela... 10 caca. Vă dați seama, așa vă trebuie. Așa, hai, vă mai ilustrunați-vă o dată, așa vă trebuie. Vă dați seama, nu? În IP-ul tău scrie jailurile admin, așa. Da, apar și jailurile de la admin. Da. Că o să game episodul după job-ul ăsta și după ce mergem să dăm
să aruncăm acolo făina să o arunc. Că nu te băga, bă, da, frate, ce se bagă ăștia? Nu, nu. Uite ce prost, uite ce prost, băi! Băi, deci să bă... Bă, ăștia sunt așa de proști, bă. Bă, da, în stare de nimic nu sunteți, frate, să-mi bag. Bă, da, ăștia nu sunt stare nici să conducă, pui mei, să moară familia mea de ăștia, nu sunt așa de proști. Să ce facem, mă? Bă, frate, ăștia nu sunt în stare să facă nimic, mă. Și după aia când își ia post, tot e plâng, frate. Lasă-mă, drecu. Că mor cu ăștia, bă. As, frate, vin, stau liniștit, se bagă un căcat cu nu știu ce mașină în mine, frate. Lasă-mă, n-ai. Ce claxonezi? Ia, du-te-n, măta, îndoaie-ți mașina, du-te-n, măta de fraier. Claxonezi ca prostul. Așa, bagă-te-n mine, du-te, drecu, bagă-te-n mine ca prostul. Ați să-mi închid capota, că tot trepidează pe acolo și e nervată. Așa, sper, nu mă mai duc acolo jos, că e cancer rău acolo. Mă duc doar când să-mi iau mașina. Adică pe la vreo 30 de secunde o să mă duc, sau mai mult. De unde iau asigurare la mașină? Nu cum se știu, manda, vă, alege mașina, apoi bani zurei și într-o numărul de acasă. Nu veni spre mine, dar nu veni spre mine! Bă, frate, ce dracu vine ăla spre mine. Bă, da, ăștia sunt idioți rău, da, să mor eu de nu m-aș sinucide în locul lor, bă. Vine să bagă în mine cu tractorul, păi de ce nu, adică... De ce nu, pana mea. Da. Dacă folosesc comanda Swap Colors și am HDD, se pierde HDD? Nu, nu se pierde. Bine de știut, bă, așa chiar te ajută, nu te băga mine, te rog. Eu trebuie să evit, că ăștia vin așa pe cont propriu, eu trebuie să evit. Da. Acolo cred că mi-e mașina. Sper că mi-e tot acolo. Hai să mergem să verificăm. În caz de noi acolo să mă întorc înapoi, știți? Da, e tot aici. Așa, pe la 10 secunde o să mă întorc. Pentru că, na. Cred că o să-mi dea skill up. Sau o să-mi zică că fermierii mi-apreciază munca. Și o să primesc niște bani în plus. Pentru că deja am muncit cam mult fără să-mi dea nimica. Și eu zic că ar cam fi timpul. Zic eu. Acum nu se știe, zic eu. Ia. Nu. Am primit payday-ul. Ai primit o jumătate din bucată că ai jucat 19 minute, 31 pentru dobândă și nu mi-a dat ore jucate. Nu, nu mi-a dat ore jucate. La următorul payday. / jobs. Yes, gata. Am dat și cancel check. Wow, mi-a plăcut, m-am băgat în ei, dar n-am pățit nimic. Ok. Ofer licențe auto, așa, gun 200 de mii, fly 170, boat 150. O să le iau și pe alea, dar deocamdată n-am nevoie doar de aia de fly, dar nu iau un episod. Cred că o să iau un episod următor, o să-l contactez pe tip. No, ui ce! Care sunt, care atrajecțiunea de gratuite? Opa, asta să mă uitam acolo, cum vor să hai, dar nu știu, caut și eu ceva care pot, ce pot și eu să-mi cumpăr de la aia, pentru că am avere multă și tipul ăsta o să-mi o fure. Ba nu. 43.000, bine mă, slash it. Pentru că, da, why not? Și, bă, cam atâta cu episodul ăsta, pentru că am făcut cam tot ce ne trebuie. Tipul ăsta are de gând să-mi fure mașina pentru că e un idiot! Ce prost ești, ești. Să-mi ba piciorul coaiei! Pute-n morți, mătii de sclav! Eu măcar le iau de pe stradă, nu le iau de la alții, în puii mei. Mă apuc și eu să le fur mașina. Oftic, frate, ia mari la o parte cu Fionix-ul. Nu, dar trebuie să mă duc acolo și ia mult din filmare, că-s curios dacă să spawnat mașina aia. Ia, mă, ia acolo. Nu e, mă! Nu e! A, țai, eu mă duceam unde nu trebuia. S-ar putea să fie, bă. S-ar putea să fie, dar nu cred că ia să vedem. Bă, nu cred că e acolo, sau nu știu. Pe mapă nu o văd. Băi, un motor, e un Faggio acolo. Ce s-a schimbat spawn-ul? Adică se spawnează un Faggio în loc de mașina aia? Sau l-a lăsat unul aici, random? A, ba, da, uite, poți să intri pe el. E bine, mă.
Suntem bine. Bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din GTA San Andreas Multiplayer. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la acest canal dacă vreți episoade în continuare zilnice de Samp. Eu o să fac ceva cât mai interesant în fiecare episod de Samp. Și o să fac și conturi noi, o să fac chestii noi, pentru că o să-mi fac cont nou de Samp când nu o să mai am ce face pe ăsta. Dar mă gândesc cu Samp ce face, pentru că un joc multiplayer nu se prea poate termina. Deci sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!